Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o? Una dintre temele majore ale cărții Rut este răscumpărarea. Boaz, din familia lui Elimelec, răscumpără parcela de pământ a lui Naomi. El cumpără și dreptul de a se căsători cu Rut și de a păstra numele fostului ei soț. Este vorba despre vechiul obicei al leviratului. Astfel, Boaz devine un tip al Domnului Isus, care a răscumpărat omenirea din robia păcatului. Cartea Rut nu este o scriere neînsemnată a canonului biblic. Dimpotrivă, ea marchează o nouă etapă a istoriei mântuirii. Biblia prezintă conflictul dintre bine și rău și descrie modul în care providența a călăuzit istoria omenirii spre o anumită țintă. Jertfa lui Iisus Hristos pe cruce, prin care fiecare om din orice timp și orice loc poate să primească darul vieții veșnice.